Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Mihai Ghiță. Iată pentru început titlurile. Asta e România. Mie mi-e frică toate. Dar nu are ce să-ți fie frică. Mi-e frică toate că lângă tata e șobolan. Stai aici. Nu mai e tata lângă tata e șobolan. Lasă că stai aici lângă tata. Copila o statică în mâinile tatălui care o amenință cu moartea. Filmul celor 28 de ore de coșmar. Ce l-a supărat pe acest om atât de tare? Nu știu, nevastă sa. Ce a făcut femeia aceasta? S-au bătut. Am înțeles că soția lui a intrat într-o sectă, în ceva, a făcut ceva. Detalii noi ies la iveală în cazul Chiajna, cea mai lungă negociere din istoria poliției. Probabil, și acum vă spun în premieră, cred că și noi vom face o plângere pentru tentativă la omor. Vreau să alung cineva. E un curent electric ar fi mai ușor, că mi-e greu cu fata care îi trebuie, că îi vine lecțiile pe telefon. Și-au crescut copiii olimpici la lumina lumânării, între patru pereți de chirpici. De când eram copil, am acasă. Mă chinu să spun. Nu. Nu, niciodată. Dar credeți că v-ar ajuta mult să aveți curent și o mașină de spălat? Mi-aș dori. N-au cerut, nu s-au plâns, dar au înmuiat multe inimi. Foarte mult s-a donat în urma emisiunii din decembrie. Și oameni de bine au pus mână de la mână și i-au scos la lumină. Bine ați venit în căsuța noastră. Printre donații am primit căsuța și am mutat în ea. Aici e ferma noastră, trecutul aici nostru. Trecutul, viitorul, viața noastră. Da. Cum să nu alegi viața la țară? Ea e băcița cu două facultăți. În facultate pot să spun că mi-am dat seama că locul meu este la țară. Dimineața e la catedră ca învățătoare. Iar seara în Saivan ca ciobăniță. Cazul copilului sechestrat și amenințat cu moartea de propriul tată ar trebui să ne dea de gândit întregii țări. De la o banală ceartă în casă și o vorbă aruncată la nervi și până la o nenorocire, nu e decât un pas. Un astfel de moment l-a preschimbat pe bărbatul din Chiajna în teroristul propriei familii și pe copila lui, de numai 5 ani, în ostaticul său, timp de 28 de ore. Și poate altul ar fi fost dezonământul dacă în povestea teribilă nu ar fi intervenit un personaj cel puțin controversat, care spune că l-a convins pe tată să se predea în 30 de minute. Dar acum, poliția își asumă meritele. Iată filmul întregii operațiuni de salvare pe care poliția română a lăudat-o. Te rog, te rog, bună, Marina. Marina, e bine? Frumos. Dar nu are ce să-ți fie frică. Mi-e frică, tati, că lângă tata e șobolan. Nu mai e tati lângă tata e șobolan. Lasă că stai aici lângă tati. Sunt cuvintele nevinovate ale unei copile de 5 ani, transmise live pe Facebook de tatăl care a sechestrat-o în casă vreme de 28 de ore. Un gest nebun care avea să țină cu sufletul la gură o țară întreagă și să mobilizeze în jurul casei din Chiajna o armată de oameni. Lunetiști, jandarmi, specialiști în negociere, ambulanțe, pompieri. Scos din minți după ce soția l-ar fi amenințat că îl părăsește împreună cu fetița, bărbatul decide să-și facă singur dreptate. Și-a luat copilul drept prizonier și s-a baricadat în casă, înconjurat de butelii de gaz, pe care amenința că le va detona și va arunca în aer casa cu tot cu fetița. Bă, tine nu te ia. Când te ia pe tine, ne ia pe amândoi. Ne ia până ce la lângă tata e. Următoarele 10 de ore aveau să țină în suspans autoritățile aflate în fața unei situații fără precedent. Nimeni nu știa când se va termina și mai ales cum se va termina totul. O misiune delicată și dificilă, cu atât mai mult cu cât la mijloc se afla un copil nevinovat, a cărui viață era pusă în primejdie de propriul tată. Situația de la Chiajna a fost cu atât mai dificilă cu cât bărbatul nu avea niciun fel de revendicare. La momentul respectiv, el a reacționat în acest mod în momentul în care a aflat din partea partenerii sale de viață că va intenționa să se separe definitiv de el și că va face tot posibilul ca el să nu-și mai vadă fetița.
Ca să înțelegem mai bine povestea, e nevoie să ne întoarcem în timp. Rămânem tot în Chiajna, acolo unde locuiește familia, care până mai ieri părea fericită. E liniște și pace pe strada Păcii și nimic nu pare să tulbure liniștea cartierului. E miezul zilei, ora zero, când cei mai mulți dintre vecini sunt fie la muncă, fie la odihnă în casă, iar pe afară nimeni. Calmul însă începe ușor să se risipească și din această curte se ridică voci tot mai puternice, țipete. La interior, departe de privirile lumii, Marin și soția lui încep să se certe, iar cearta se transformă repede în scandal. Înnecați în emoții și nervi, cei doi soți încep să se lovească, să-și arunce vorbe grele, în timp ce dintr-un colț al camerei fetița îi privește neputincioasă. Femeia îi reproșează că e băut din nou și, potrivit mărturiilor de la dosar, încearcă să o ia pe fetiță și să plece cu ea. Acesta e momentul care îl scoate din minți pe bărbat, căruia îi încolțește în minte un plan de răzbunare periculos. S-a baricadat în casă cu copilul pentru că, anterior acestui moment, mi-a relatat fetița, mama a luat cuțitul și a vrut să lovească cu cuțitul pe tatăl fetei care era cu fetița în brațe. Ea mi-a relatat copila și tatăl a lovit-o peste mână, mi-a explicat fetița, a căzut cuțitul, mama a luat un scaun și a vrut să-l lovească cu scaunul, tatăl a aruncat scaunul, a lăsat fetița din brațe și a bătut-o pe mama. A fost relatarea copilei pe care o povestește și psihologului care a fost prezent. Tatăl, în vârstă de 52 de ani, rămâne cu fetița sa de 5 ani în casă, iar mama iese în stradă și sună la 112. După ce a bătut-o, i-a spus, mă duc la poliție. El a zis, du-te, crezând că doar îl amenință. Și a venit cu poliția, care, bineînțeles, când el a deschis ușa, un agent de poliție a luat copilul și a zis, eu îl dau mamei copilul. Disperarea lui a fost următoarea. Mama n-are locuință, n-are serviciu, n-are venituri, mai are un copil de 16 ani, unde se duce cu copilul meu? Deci, practic, locuiau împreună, dar avea de gând să plece să undeva, plece cu nu știa copil, unde. Cu fetița, unde? Că n-are locuință, ea n-are serviciu. El o întreținea și pe ea, și pe băiatul ei, și fetița lor. Este ora 13, prima din cele 28 de ore de negocieri care aveau să urmeze. 28 de ore în care micuța străduță a Păcii din Chiajna devine scena unei demonstrații de forță, transmisă în direct de televiziuni și urmărită cu emoții de o țară întreagă. Tatăl, pentru că dorea să transmită un mesaj în exterior, a vorbit copilului și a transmis ideea că s-ar putea să ia o decizie foarte dramatică. Copilul a înțeles parțial, dar a înțeles ceva, că este în pericol sau că s-ar putea întâmpla ceva ce nu-și dorește și sigur că s-a activat frica, s-a activat neliniștea. Dar înțeleg de asemenea că tatăl, prin anumite discuții pe care le-a avut cu copil, l-a liniștit. La fața locului sosesc și rudele bărbatului, care încearcă să-l convingă să iasă din casă și să renunțe la amenințări, însă fără succes.
Oamenii spun că este recidivist și că, sub influența alcoolului, acesta devine violent și recalcitrant. Ca orice om. Deci ținea foarte mult la copilul. Da, da. Da, avea probleme și la, cu alcool. Da, din câte știu. Dar și ceilalți copii care nu sunt ai lui, avea grijă de ei, le vorbea frumos. Nu era o chestie de... Probabil alcoolul a împins să fac chestia asta. La băutură. Ceea ce a mai făcut scandal? Da, în familia lor, el cu nevastă s-a... Nu să mai sunt de spate. Cu el în casă are și vreo butelie, două, trei butelii de gaz, vrea să dea foc. Mai devreme a dat un... pe Facebook a dat un filmuleț spunând că tati, dacă e să plecăm, plecăm amândoi acolo unde e tataia, tataia, adică la cimitir. Între timp, negociatorii încearcă să ajungă la o înțelegere cu bărbatul și tot ce doresc e eliberarea în siguranță a fetiței. Tatăl le cere însă un singur lucru negociatorilor, să plece. Mie mi-e frică, tati. Dar nu are ce să-ți fie frică. Sunt cuvintele și imaginile care produc unde de șoc. În momentul în care a apărut această situație de criză, ambasada Israelului s-a oferit să pună la dispoziție expertiza unor specialiști în domeniu și vorbim și de analiști comportamentali, de profileri, de negociatori de lor, cărora le erau furnizate informații referitoare la comportamentul bărbatului, la istoricul bărbatului și erau puse în discuție diferite ipoteze de lucru. Din Israel, autoritățile noastre primesc diferite scenarii de jucat pentru dezamorsarea crizei, însă deciziile și căile de negociere aparțin negociatorilor români sub ghidajul Serviciului Român de Informații. Când au venit negociatorii cu pistolul la piciorul drept, îmi spune Marin și a declarat la poliție, probabil la Scholz sau la piciorul drept, nu știu unde îl țin, mie nu mi se pare normal să te duci să negociezi și să ai un pistol. Nu mi se pare normal. Nu știu ce înseamnă negocierea, vin să mă înțeleg cu tine, dar eu am pistol asupra mea. Da? Și în condițiile acestea s-a speriat foarte tare. Speriat fiind destul de modest din punct de vedere al pregătirii. Toarnă betoane pe stradă, în Chiajna și unde e nevoie. Lucrează zilier. N-are un serviciu stabil, dar și întreține toată familia. Da, casa arată frumos. El a intrat în panică. El s-a speriat. N-ar fi făcut niciodată ce a zis că face, dar vrea să zică și putea să zică orice ca poliția să plece de acolo. Pentru că a și spus, dacă polițiștii pleacă, eu ies din casă cu fetița. Cum poliția n-a plecat, negociatorii au rămas, poliția a plecat la un moment dat, negociatorii au rămas dar cu pistolul la șold. El n-a ieșit. După aceea fratele lui l-a sunat și au spus, vezi că vin lunetiștii. Și atunci el trebuia să zică ceva și să vină cu o amenințare, să nu intre peste el să ia fetița. Este un tată grijuliu și un tată bun în general. În această situație, să o luăm ca o excepție, cred că a fost conjunctura de așa natură încât el într-o situație limită nu a știut cum să se comporte și copilul a fost o victimă colaterală. Tot conflictul a fost un conflict domestic, iar acest conflict era îndreptat către soția lui. Nu avea legătură cu copilul. El, ca părinte, am înțeles că și-a îngrijit copilul în continuare, i-a vorbit, a avut o relație firească. Nu a amenințat copilul, nu a pus în pericol copilul în mod direct, ci doar verbal a amenințat că va face un gest extrem dacă el va fi forțat să iasă sau cineva va intra cu forța în casă. Deci cumva a fost un mod de amenințare pentru a se proteja. Inițial se ține cont de importanța integrității tuturor părților, adică și persoanele sechestrate și agresorul. Sigur că pe parcurs, dacă agresorul nu colaborează sau dacă nu există o deschidere din partea lui pentru negociere, se trece la planul 2 în care autoritățile nu mai au în considerare salvarea vieții agresorului, ci salvarea vieții victimelor.
Și evident, în cazul de la Gheașna, toate aceste scenarii au fost pe masă la momentul respectiv. Întreaga scenă, desfășurată în plină stradă, la poarta casei, e urmărită de oamenii curioși, adunați ciorchine. De pe margine, unii își dau cu părerea și spun că soția l-ar fi putut convinge să renunțe. Alții sunt nemulțumiți și susțin că au existat momente în care Marin, vecinul lor transformat în terorist, ar fi putut să fie imobilizat de polițiști. A fost momentul când l-am văzut pe el afară și nu înțeleg de ce nu a intervenit. Când a ieșit, el a ieșit din casă, din de locuință. Două ori. Când a fost filmulețul cu de polițiștii aici. Cu polițiștii aici. Doar să vină nevasta lui, probabil asta e. Și știți unde este soția? Nu știu. Nu știu. Era pe în preajmă. A fost prin preajmă. Este frică probabil de el? Sigur. Din acest motiv nu credeți că n-ar mai intra în casă soția? Niciodată. Disperate, rudele individului încep să vină la el acasă, în încercarea de a-l convinge să renunțe și să dea drumul copilului. Nu face nimic. Dar de ce ține acolo în casă și nu lasă părinții, mama, nu lasă poliția? Nu știu ce are în cap. V-a explicat cumva de ce? Nu mi-a explicat nimic. E băut la vorbă și de milă. Dar mai făcut vreodată scandalul de genul ăsta să se ajungă la momente de acestea dramatice? Nu, n-a avut așa ceva. Și ce s-o fi întâmplat acolo? E un joc care l-a avut cu nevastă sa, probabil. Cu nevasta lui sau cu iubita lui? Nevasta lui, domne, că am fost la nunta lui. Mulțumesc, că n-am nevoie fata, de... Fata lui e în pericol, nu? Orele trec, iar suspansul crește de la un minut la altul. Bărbatul devine tot mai nesigur pe planul lui, pe care îl vede în breaking news-urile de la televizor. Atitudinea agresorului se poate schimba din minut în minut, lucru care s-a și întâmplat pe durata celor 28 de ore, și acum sigur putem și discuta în detaliu anumite lucruri și detalii pe care, informații pe care nu le-am putut la momentul respectiv să le exploatăm. Și asta mai ales pentru faptul că bărbatul se uita la televizor, bărbatul era interesat de modul în care este văzut în societate, de modul în care va fi perceput gestul său, dacă este identificat de membrii comunității ca fiind o victimă a soției sale, care iată vrea să-l dea afară din casa lui, proprietate personală, vrea să-i interzică să-și mai vadă fetița și vrea să se separe de el definitiv. Poliția a înțeles că omul nu mai suportă ideea de a fi văzut de o țară întreagă precum un tată călău, așa că echipa care comanda negocierile a decis să lucreze în sincron cu presa pentru a-l face pe bărbat să se relaxeze. De exemplu, reacția poliției de a doua zi dimineața, cu acel comunicat oarecum steril și degeaba, spune eu, din punct de vedere polițienesc, să spunem așa, în care poliția susținea că vrea să soluționeze amiabil acest caz, că bărbatul a avut grijă de fetiță, că i-a asigurat toate condițiile, că a culcat-o la ora 11 noaptea, că i-a dat de mâncare, că fetița se află într-o stare foarte bună, deci nu se punea problema despre afectarea integrității psihice sau fizice a fetiței. Acel comunicat a venit ca urmare a reacției bărbatului, care în primele ore a văzut că pe posturile de televiziune, posturile TV, îl criticau pentru ceea ce a făcut, îl criticau pentru faptul că își pune în pericol fetița cu cele 3 butelii de gaz lângă el. Imediat, pe posturile de televiziune, au început să apară știri în care imaginea individului era spălată, atât cât permitea etica profesională, iar asta l-ar fi liniștit pe bărbat. Poliția nu-l vede ca pe un monstru și iată, poliția, o instituție ca autoritate, îl laudă în public că a avut grijă de fetița lui, chiar dacă, iată, cu o zi înainte, presa îl prezentă ca pe un monstru care este dispus să se arunce în aer el cu tot cu fetiță. Și-a simțit o satisfacție și practic a coborât garda, adică a fost un nou moment important în care el a coborât garda, în sensul în care a fost dispus să discute. Deja spre dimineață, a doua zi, a conștientizat că nu aceasta este soluția, că nu poate continua la nesfârșit să stea cu fetița în casă, izolat de restul lumii. Între timp, se lansează alte negocieri, paralele cu cele purtate de poliție. Avocata tatălui și Liviu Iordan, un personaj controversat din Chiajna, care îl cunoștea pe bărbat, încep să-l sune și să-i trimită mesaje audio pe WhatsApp.
Bună, Marian, sunt avocata Stepanescu. Știi bine că ne cunoaștem. Ai fost la mine la cabinet cu Liviu. Eu te pot ajuta și în situația asta și pe viitor. Te rog frumos, încearcă pe cât posibil să iei legătura cu noi ca să te sfătuiesc ce să faci. Te rog eu frumos, înțeleg că ți este greu, înțeleg că ești încurcat, înțeleg că ești singur, dar eu și Liviu te putem ajuta. Și suntem lângă tine. Marina, nu mai fi că pot răspunde, că vreau să vorbim, să văd dacă pot să te ajut cu ceva. Tu știi prea bine că vorbim cu un avocat, vorbim cu alea, n-are ce să se întâmple. Chiar nu are ce să ți se întâmple. Fiecare mai trecem și pe bune și pe rele. Hai, fi înțelegător și răspunde. Întreabă fata dacă are nevoie de ceva, dacă ai tu nevoie de ceva și contactează-mă, da? Mai aveți mult, mai întârziați? Acesta ar fi momentul în care situația începe să se dezamorseze, după 10 de ore teribile. Ce l-a supărat pe acest om atât de tare? Nu știu, nevastă sa. Ce a făcut femeia aceasta? S-au bătut. Am înțeles că soția lui a intrat într-o sectă, în ceva, a făcut ceva. Detalii noi ies la iveală în cazul Chiajna, cea mai lungă negociere din istoria poliției. Probabil, și acum vă spun în premieră, cred că și noi vom face o plângere pentru tentativă la omor. Vreau să alung cineva. E un curent electric ar fi mai ușor, că mi-e greu cu fata care îi trebuie, că îi vine lecțiile pe telefon. Și-au crescut copiii olimpici la lumina lumânării, între patru pereți de chirpici. De când eram copil, am avut acasă. Mai chinui să spun. Nu. Nu, niciodată. Dar credeți că v-ar ajuta mult să aveți curent și o mașină de spălat? Mi-aș dori. N-au cerut, nu s-au plâns, dar au înmuiat multe inimi. Foarte mult s-a donat în urma emisiunii din decembrie. Și oameni de bine au pus mână de la mână și i-au scos la lumină. Bine ați venit în căsuța noastră. Printre donații am primit căsuța și am mutat în ea. Aici e ferma noastră, trecutul nostru. Trecutul, viitorul, viața noastră. Da. Cum să nu alegi viața la țară? Ea e băcița cu două facultăți. În facultate pot să spun că mi-am dat seama că locul meu este la țară. Dimineața e la catedră ca învățătoare. Iar seara în Saivan ca ciobăniță. Avocata vorbise cu bărbatul de dinainte, deci nu vorbim despre intervenție din acea zi. Și din păcate, pe surse din partea membrilor familiei, am aflat și noi că avocata oarecum a avut o abordare nefericită, să-i spun așa, sau cel puțin lipsită de etică, în momentul în care a luat legătura cu bărbatul. Bărbatul a întrebat, agresorul a întrebat ce consecințe poate suporta, iar avocata i-a spus că nu scapă fără 7 ani de pușcărie. Asta a fost replica. Acela a fost un alt moment tensionat pe care au trebuit să-l gestioneze negociatorii, pentru că în momentul în care a aflat bărbatul acest lucru, a avut o reacție foarte urâtă și la fel a simțit nevoia din impulsivitate să amenințe din nou, a luat butelia în mână. A fost o situație de moment, de criză, destul de semnificativă în tot procesul celor 28 de ore. Abia ulterior, polițiștii și negociatorii au luat legătura cu avocata, i-a explicat contextul. Culmea, a fost mai greu de explicat contextul avocatei decât jurnaliștilor. Jurnaliști care au înțeles situația de criză și care s-au adaptat imediat pe comunicarea pe care o foloseau. N-aveau ce să mă învețe. În primul rând, și dacă ar fi încercat să mă învețe, aș fi respins categoric orice, având în vedere faptul că aveau posibilitatea ca acele învățături să le folosească personal. Nu să aștepte 28 de ore până când am ajuns eu. După 28 de ore de coșmar, avocata bărbatului intră în casă împreună cu Liviu din Chiajna, un cunoscut personaj din lumea interlopă. Liviu a stat de vorbă cu Marin, certându-l,
certându-l frumos, nu răstindu-se la el, ci cu ton potrivit. Când am luat-o în brațe și am zis că ieșim și am ieșit din cameră într-un holișor din care se vedea ce era afară când să ieșim, s-a strâns în brațele meu și a zis: nu vreau, nu vreau, că e poliție, e poliție, nu vreau. Ea a fost teamă fetiței, pentru că mi-a relatat și atunci mama a dat cu cuțitul și mi-a fost teamă că îmi dă în inimă, făcea fetița. Povestea fetița ca și cum ar fi văzut un film. Era încântată că spune această poveste văzută personal de ea. Și Victorie, tatăl cedează, iar copila e în sfârșit eliberată. Scopul operațiunii poliției române desfășurată aici în Chiajna a fost atins? A fost un caz complex. Asta pot să vă spun așa. Care a fost factorul decisiv? A fost o muncă de echipă. Vreau să înțelegeți lucrul ăsta foarte important. Cred că unul din cele mai complexe pe care le-am avut în lumea perioadă de timp. Orice progres pe care l-am făcut, la un moment dat, se lovea de o problemă, de o dificultate a lui, de o temere a lui că s-ar putea să-i se întâmple ceva și reveneam, eram puși într-o buclă. Așa se închidea una dintre cele mai lungi negocieri din istoria poliției. O misiune complicată și dificilă, care, dacă ar fi eșuat, s-ar fi transformat într-o tragedie. În cursul nopții, undeva la ora 4 dimineața, când bărbatul, măcinat de gânduri, a reacționat brusc și a spus că gata, își pune capăt zilelor, că e clar că nu are nicio soluție de scăpare, că nu are ce să facă și așa mai departe. Atunci a fost un alt moment tensionat pe care a trebuit să-l gestioneze negociatorii și l-au gestionat în mod eficient, pentru că în urma discuțiilor chiar a fost dispus să renunțe la două dintre cele trei butelii. Iar negociatorii au reușit ca la scurt timp să-l determine să închide robinetul de la o butelie, să deschidă geamurile casei pentru a erisi casa, să nu cumva să se acumuleze gaz în interiorul camerei. Știi ce mi-a spus familia? Întrebați-o. Ce nu? Că adevărul, că alții își asumă meritele. Nu e nicio problemă. Poliția își asumă meritele. Cei mai tari. A existat și un moment în care se putea pune punct coșmarului, însă pentru asta polițiștii aveau nevoie de un pistol cu electroșoc, care însă lipsește din dotarea lor. În momentul în care, de exemplu, a cerut mâncare, polițiștii au putut intra în interiorul casei și au avut un contact vizual direct cu agresorul. Se punea problema eliminării lui sau se punea problema neutralizării lui. Era greu de folosit armamentul într-o astfel de situație, într-un spațiu închis, într-o distanță relativ mică, însă în același timp cu fetița lângă el, cu buteliile aproape de el, neștiind dacă într-adevăr are posibilitatea să le folosească sau nu. Tatăl a ajuns în arest, însă avocata lui se luptă să obțină pentru el cea mai mică pedeapsă. Inițial, urmărirea penală a început pentru trei fapte: lipsire de libertate, violență în familie și amenințare. Au rămas pe final doar lipsirea de libertate și violența în familie. Amenințarea nu a rămas, pentru că nu s-a dovedit în niciun fel. Și violența în familie cum poate fi demonstrată? Păi plângerea mamei care spune că a fost bătută. Dar probabil, și acum vă spun în premieră, cred că și noi vom face o plângere pentru tentativă la omor. Femeia și-ar fi schimbat radical modul de gândire după ce ar fi intrat într-o sectă, spun apropiații familiei. Martorii lui Jehova, da. Nu doar că a intrat în această sectă, dar pleca de mai multe ori pe săptămână seara, la 7, și lua și fetița cu ea. Bineînțeles că tatăl fetiței s-a opus și nu a fost de acord, mai ales l-a revoltat faptul că mama fetiței a vrut să dea jos icoanele de pe pereți. El a zis: eu am dat 700 de euro pe o icoană la Viena ca să o aduc acasă, nu o dai tu jos de pe pereți. Aici toți suntem ortodoxi, ne respectăm religia. Cearta dintre ei a început de fapt de la băiatul dânsei, care a început să fumeze. Nu știu ce fuma, țigări obișnuite sau... A zis tatăl fetiței că fuma țigări de 45 de lei țigara. Un gest sau o amenințare poate să degenereze și poate să devină un caz. În acest caz al nostru,
cuvântul cheie a fost merg la poliție, îți iau copilul. Moment în care soțul s-a simțit într-un mare pericol și a simțit nevoia să-și protejeze relația cu copilul și să nu se ajungă la despărțire. Probabil că mental el nu putea să conceapă separarea de propriul copil. Acest scenariu pe care soția i l-a pus în față l-a determinat să se apere. Iar în momente de criză, în momentul în care ești foarte implicat emoțional, într-o ceartă, într-o situație de acest gen, sigur că partea emoțională este cea care predomină. Sunt multe situații de familii care au probleme care se multiplică în timp, care se repetă, care nu sunt rezolvate și de fiecare dată, într-un anumit context, ele vin cu tot bagajul din trecut și niciodată nu se soluționează. Adică sunt genul de soți care nu stau să vorbească, să-și rezolve problemele și să meargă mai departe. Acum fetița a rămas în grija bunicilor după ce ambii părinți au primit ordin de restricție. Acasă, rudele evită să deschidă subiectul și țin la distanță jurnaliștii. Violența vă curge în sânge, în familia asta? Ce se întâmplă? Vă rog eu frumos să vorbiți frumos. De ce? Stați puțin! Vă rugăm frumos să n-aruncați cu obiecte noi, da? Vă rugăm foarte mult! Vreau să știu de ce și-a sechestrat copilul. Ce s-a întâmplat? L-a supărat soția cu ceva? Ce s-a întâmplat? Vreau să știu care e adevărul, sincer. Care este adevărul? Hai că am ieșit, ia spuneți, hai că mă apuc. Doamnă, care este adevărul? Ce l-a supărat pe acest om atât de tare? Nu știu, nevastă sa. Ce a făcut femeia aceasta? S-au bătut. Am înțeles că soția lui a intrat într-o sectă, în ceva, a făcut ceva. Nu vă înțeleg, ce vrei să faceți? Revenind la polițiști, pentru aceștia au curs râuri de laude, din cel mai înalt vârf. Însuși ministrul de interne i-a felicitat. Însă nu de asta au nevoie agenții și ofițerii, ci de dotări mai bune și reglementarea unor noi funcții. Ca să înțelegeți, nu există un inspectorat de poliție în toată țara unde să găsim un negociator profesionist care să facă meseria asta și nimic altceva. Noi, discuția cu negociatorul, am avut-o de undeva din 2014-2015, când, în mod artificial, am văzut noi că e în trend să ai negociatori în structurile de poliție și în urma unui curs furnizat de, dacă nu mă știu, specialiști de la Ambasada Statelor Unite, un curs care dura 3 săptămâni, anunța cu surle și trâmbiță poliția română la acel moment că avem primii negociatori. Să fim serioși, nu ai cum în 3 săptămâni, în 2-3 ore zilnic sau nu știu de câte ori s-au întâlnit, să ai pretenția să formezi un negociator. Însă și în momentul de față avem negociatori part-time, să le spunem. În sensul în care polițistul este polițist de ordine publică și a arătat intenția el de a participa la un astfel de curs și a obținut calificare de negociator. Vine omul acasă, spunem, după nu știu câte ore de muncă, abia pune cap pe pernă, vine încoace repede, că a sechestrat cineva un copil. Exact așa se întâmplă. Nu mă liniștesc din loc, ascultă-mă ce spun eu! Minunii că-ți vor trebuie! Să nu uităm niciodată crima dublă de la Onești, caz în care un individ a luat ostatici doi muncitori pe care i-a ucis. Lipsa negociatorilor profesioniști, lipsa curajului, a spiritului proactiv și a unor protocoale mai clare de intervenție nu au făcut altceva decât să favorizeze criminalul în drumul său către crimă. Doar o minune a făcut ca nenorocirea de la Onești să nu se repete și la Chiajna. Când n-ai de niciunele, te mulțumești cu foarte puțin. E lecția de viață pe care ne-o dă o familie sărmană, din Telorman. Vreme de 10 ani și-au crescut copiii olimpici la lumina lumânării, într-o casă de pământ, ridicată cu greu pe ruinele celei distruse de foc. Astăzi îi găsim într-o casă nouă, în care se aprinde becul și în care ploaia și vântul nu mai intră ca pe vremuri. Sunt fericiți. Și nu știu cum să mulțumească celor care le-au întins o mână
și i-au scos din beznă la lumină. I am a poor wayfaring stranger traveling through this world alone. There is no sickness, toil or danger. Vreau să ajung cineva. In that land to which I go. În sărăcie Lucie. Așa găseam familia Opriș în urmă cu o jumătate de an. Doi părinți, un bunic și doi copii trăiau ca în zorii civilizației, într-o casă de chirpici, la marginea unui sat din Teleorman. Cu zâmbetul pe buze își împărțeau amarul și lumina de la lumânare, după ce în urmă cu aproape 10 ani, casa li s-a făcut scrum. E greu. E greu și pentru mine, e greu și pentru copii. E un curent electric ar fi mai ușor, că mi-e greu cu fata care îi trebuie, că îi vine lecțiile pe telefon. E greu. Mai le trebuie la un televizor, la ceva, ei n-au nimic. Nu aveți televizor, nu. Copiii nu se uită la desene? Nu se uită absolut la nimic. Ar trebui curentul, ar, la un frigider, la o mașină de spălat pentru soție, că spală manual, tot. Asta e greu fără un curent. De cât să vă spun eu, de când eram copil la mama acasă. Mă chinui. N-ați avut niciodată mașină de spălat? Nu. Nu, niciodată. Dar crede că v-ar ajuta mult să aveți curent și o mașină de spălat? Mi-aș dori. Dumnezeu l-a luat tot la un moment dat, dar tot el le-a dat acum o fărâmă de speranță. Prin oameni de bine, care, impresionați de povestea lor, le-au întins o mână și i-au scos la lumină. Iată că acum se bucură și ei ca orice copil, să aibă lumină și apă. Bine ați venit în căsuța noastră! Mai fericiți ca niciodată, în sfârșit în casa lor, unde se aprinde lumina, nu mai intră vântul și nu mai bate ploaia. Așa îi găsim azi, după ce și-au luat adio de la casa din chirpici pe care tatăl, singur, cu mâinile lui, a ridicat-o așa cum a putut. Copiii sunt bine, sunt fericiți. Și foarte fericiți. Ca o casa lor. Și printre donații am primit căsuța. Am făcut la notar actirii pe loc, mi le-a dat și le-am mutat în ea. Ce să facem, curățenii să... Din momentul în care ați semnat la notar, câte zile v-ați mutat în casă? Nu, e imediat, imediat. În ziua aia. În ziua aia, da. N-ați mai avut răbdare. Nu. Ei n-au mai avut copii. Să stau acolo, nu. Că erau certați. Erau certați, stăteau, mai plângea. Dormea pe pânge la școală. Se ducea la sora ei noaptea și stătea. Că trebuia să învețe. Era cear. Neînțelegerile care s-au iscat în ultima perioadă între părinții și bunicul copiilor, pe numele căruia era terenul de sub casa din chirpici, i-a determinat pe cei de la asociație să se îndrepte către o nouă locuință. Nu e cea mai nouă sau cea mai dotată, dar au găsit în ea lumina de la capătul tunelului, care până mai ieri nici măcar nu li se arăta. În urma emisiunii, dar și a donatorilor asociației, dar foarte mult s-a donat în urma emisiunii din decembrie, s-au colectat bani și donatorii au empatizat cu cazul, cu situația mai ales a fetei, este o elevă premiantă, și în urma colectării banilor am hotărât să începem o reparație a casei, o renovare propriu-zisă. S-a constatat că trebuia totuși făcută din nou pentru că investiția era prea mare, dar și situația familiară
Fiind mai mult frați, el neavând acte de proprietate pe acel teren, nu puteam să investim. Și atunci s-a hotărât ca să cumpărăm o căsuță, pentru că tocmai se vindea această căsuță. Dar voi, casa voastră, nu ați avut-o niciodată? Nu. Nu. Și acolo unde ați stat, ați stat la tatăl dumneavoastră, nu? Da. Acolo a fost prima oară pe numele bunică mea. Și mamaia cât a trăit, i-a trecut-o lui. În partea asta la întâi, la mamaia unde am stat, i-a trecut lui mătușii mei. Și dacă le-au trecut lor, mie nu mi-a lăsat nimic. A promis că-mi trece mie, acum n-am mai vrut. Că suntem mai mulți frați. Nu au avut niciodată o casă a lor, iar acum fericirea e cu atât mai mare pentru că au ajuns să locuiască singuri și să iasă din beznă. Copiii împărțeau aceeași cameră cu pereți din pământ cu bunicul lor. Acum fiecare are camera lui, ne spune mama fericită. Bine ați venit în căsuța noastră! Puteți? Bine v-am găsit! Intrați! Haideți, chiar sunt curioasă să văd cum v-ați făcut și ce aveți. Pentru că acolo aveați două camere. Atât, da. Atât, nu? Atât. Haideți să ne arătați aici ce avem. Aici este o cameră mare și am zis că să-i fac la fată, să aibă, să stea și ea în ea, să poate mă ajută Dumnezeu pentru o sobică, ca să stea și ea în ea, să fie camera ei singurică, că cheșea destul de mare, cum a face da, 15 e domnișo- ani. Da, e domnișoară, face sigur 15 ani în decembrie și să aibă și ea camera ei, unde să stea, unde... Mai departe? Aici este o săluță care este mobila și care pune ainile. Și am astupat acolo că e cam un pic zidul cărămidă și a fost căzut ca să putem să-l apucăm să-l facem. Și aici e camera unde doarme fata, băiatul, că i-am băgat pe amândoi când am întâi deocamdată cam sobica. Și televizorul de să uite la el, el nebunește. Sunt cei mai fericiți acum că în sfârșit au un televizor. Cei mai fericiți sunt. Cei mai fericiți. Privindu-i, ascultându-i, nu ai cum să nu te întrebi. Trebuie să ai de toate ca să fii fericit? Sau trebuie să te mulțumești cu ce ai? După o viață dusă la lumina lumânării, copiii abia acum încep să învețe să folosească telecomanda de la un televizor vechi, pe care îl descoperă curioși. La ce se uită? La seriale, la desene, la... Începe bătaia. Ea e la seriale, ei la desene. Și probabil sunt așa, cu program, nu? Mai are laptopul și mai se uită și pe laptop. Mai se uită la desene și o lase pe ea. Dacă nu pe telefon, mai ieși cu telefonul, mai se uită, mai își face de lucru, mai ieși carte ea, mai nu prea e cu televizorul ea. Ia, mai bine spre vreo stai pe întuneric, a zis că mami ustră ochii. Deci dacă ea n-a fost de mică, vezi cu lumina. Și cu lumina din tavan s-au acomodat greu, după mulți ani de stat în beznă, ne spune parcă rușinată mama. Asta e frigider de la ei, dar e vechi. Și aici mi-a dat un vecin un frigider, mi l-a pus și îmi pun mâncărica în el, îmi pun burionul. Contează mult să aveți un frigider, da, nu? Mult. Cum era fără frigider? Toată mâncarea care o cumpăram, mâncam acum cu copiii și cu el. Și dacă mâncam a doua oară, o trebuie să o dau la câine, la porc, când aveam. Că și era păcat. Și era păcat pentru da, că... Da, pentru că e toate scumpe. Uh-huh. Erau scumpe. Uh-huh. Acum... Și chiar și o ciorbă pe care o făceați dumneavoastră. O mâncam acum, o dată. Și a doua, hai, să o făceam, o făceam seara. O mâncam seara. Dar dimineață nu puteai, că îmi fierbe. Trebuia să o arunc și facem altă mâncare. Și să mă și mai uscat. Mai trebuie și un lechin și o ciorbică. Mai uscat, uscat cât. N-au nici aici cine știe ce condiții. Și alții, poate să fi fost în locul lor, nu s-ar fi mulțumit cu atât. Dar lor nu le trebuie nimic mai mult. Sunt fericiți și împăcați cu ce au primit și încearcă să facă rai din ce au. E diferență mare că este o casă bună, locuibilă,
Oamenii ne-a lăsat tot ce tot în ea. Mobilă, tot ce a avut, paturi, tot, mese, tot, n-au luat nimic. Nimic. Acum au televizor, au internet, le-am băgat, poate să învețe fata. Fata. Atunci era greu. Când am mers prima dată la acest caz, știm cu toții că le arsese casa în urmă cu 9 ani și aveau decât două camere, fără curent, fără apă potabilă, cărau apa de la 3 km distanță, iar școala online, pentru că copiii, mai ales Denisa, care învață foarte bine, avea nevoie de orele online, trebuia să încarce telefon pe la diverse persoane să poată și ea să-și ia lecțiile. M-a impresionat mult pentru că locuiau într-o cameră cu pământ, tencuită în pământ, cu tavanul, cu niște floarea soarelui cu pământ și am zis nu, nu se poate ca acești copii să locuiască în acea cameră. Familia Opriș locuiește aici de aproximativ o lună, dar mama deja și-a pus la punct grădina, cu legume și zarzavaturi. E optimistă, harnică și plină de viață, chiar dacă viața nu i-a dat mereu ce și-a dorit. Mă obosesc eu. Sunt învățată eu. Punem roșii, ardei, vinete, dovlecei, castraveți, dovleci, pentru casă. Am văzut că deja v-ați ocupat de grădină. Da, da. Da, ne-am ocupat, am făcut curat, că dacă oamenii ăștia n-au mai locuit aici de cu... De ce? 11? 12 ani? 13 ani, mi-a zis vecinul ăsta. Și a fost mizerie. A fost... Păligar, gunoi, iarbă. Așa e că... Și încet, încet, da. Mama se ocupă de brazda de legume, tatăl are grijă de calul pe care l-a primit tot în urma donațiilor. Fără el, n-ar avea cum să aducă un ban în plus în casă. Animalul le e cel mai mare sprijin. L-am primit de la donatori care mi-au donat banii, că știam că e de vânzare, iapa e bună, de tras, tânăr, are, face 7 ani acum, merge la căruță, la plug, prășitoare, orice faci cu ea. Blândă, să joacă copii cu ea, n-ai treabă cu ea. Treburi casnice faci cu ea. La un om, la dus, la grâu, la porumb, la ce are omul nevoie. Un gunoi. Adică faceți un ban în plus cu el. Da, da. Un ban în plus. Chiar săptămâna, acum vreo câteva zile, i-am arătat la un prieten. Așa, în curte, că în curte nu poate să bage tractoarele și ară, bag cu calul, bag cu motocultor, dar motocultorul nu face ce face un cal. Cu ajutorul donatorilor s-a putut cumpăra și un cal, de care el se folosește pentru că muncește la pădure, dar și mai dă cu prășitoarea pe la oameni care au nevoie și... Merita ajutați pentru că, așa cum ați văzut aici în curte, ei lucrează. Pământul era înțelinit pentru că de 12 ani proprietara bătrână murise și totuși ei au săpat la casma și, după cum vedeți, au început să și lucreze. Povestea familiei Opriș nu e doar un caz social, o poveste amară dintr-o Românie uitată. E mai mult de atât. E lecție de viață pentru noi, cei mereu nefericiți, veșnic nemulțumiți, noi cei care ne dorim în fiecare zi altceva și uităm să privim în jur, să apreciem ceea ce avem, să înțelegem că fericirea e în noi și nu în jurul nostru.
Acum, care este cea mai mare dorință a voastră? Ce să fie? Putem să muncem, să creștem copii mari, să învețe școală și cu ajutorul Dumnezeu, încet, încet, le facem pe toate, la rândul lor. Le doresc multă sănătate și le mulțumesc foarte frumos că m-a ajutat când mi-a donat bani pentru casă. Le doresc multă sănătate, fericire și la băieții din Argeș care m-a ajutat mult de tot, că nu mi-a ajuns banii și i-am sunat și ne-au donat. Ne-a donat. Le doresc mult de tot, m-a ajutat mult. Cei care doresc să-i sprijine în continuare o pot face prin intermediul Asociației Speranță pentru România, accesând conturile afișate pe ecran, cu mențiunea Familia Opriș. Are două facultăți, dar muncește la oi și este alegerea ei. Dimineața e învățătoare, iar în restul zilei ciobăniță în ferma familiei. Deși n-are decât 26 de ani, nu se vede trăind în altă parte decât la țară, printre animalele care îi sunt atât de dragi. E povestea Mariei Piloiu, care împreună cu fratele ei au ales să ducă mai departe tradiția oieritului, să o upgradeze la prezent. Practic, să-și construiască viitorul pe tot ceea ce au învățat de la bunici, acasă la ei. We all wanna go somewhere where everybody knows your name. Oricât am vrea să mergem și să vizităm altceva, tot mai bine e acasă, tot mai bine la fermă. Pentru că aici trăim, aici ne ducem viața, aici facem toate lucrurile pe care le... Da, exact. Tot ce este important. Viața la oraș sau viața la țară? Întotdeauna viața la țară. Pentru că îmi place. Atât. De multe ori mă duc la oraș, o zi, o dată la o lună sau o dată pe săptămână, când am treabă, când am acte și zic ce bine era la mine acasă. Acasă e acolo unde te simți cel mai bine. Unde iarba e mai verde și sufletul mai liniștit. Acolo unde n-ai nevoie de palate ca să te simți împlinit. E gândul a doi tineri deștepți și frumoși, pe care îi găsim în satul natal, muncind cot la cot cu părinților, ducând mai departe tradiția oieritului, cu tot ce înseamnă ea. Am fost născut și crescut la oi, mi-am petrecut o mare parte din viață în fermă și asta, cu bune cu rele, dar aduce... în suflet oricărei persoane câteva bucurii și momente pe care nu le poți uita și te leagă de locul ăla în care ai crescut.
E un schimb de energie. Pentru Maria, ziua începe dimineața de vreme și se termină seara târziu. După școală, domnișoara învățătoare lasă catalogul și se întoarce acasă, la oi. Îi place să fie băciță și se mândrește cu asta. Ha. Maria merge la ferma unde lucrează cot la cot cu părinții și cu fratele ei. Fiecare are sarcinile lui și orice mână de lucru în plus e binevenită, mai ales că au o turmă de peste 700 de oi în grijă. Sunt fata de la fermă, să zic așa, și am ajuns de la școală și acum ne pregătim să le dăm prânzul și cina mai încolo un pic. Cum e fata de la fermă? Să știți că nu știu când trec orele. Dacă la școală știm că avem pauză și cele 10 minute după fiecare oră, aici, după masă, nu știu când se face seară, pentru că lucruri sunt foarte multe de făcut și timpul zboară. Wake up early, get some rest, push that weight off of your chest. Nu avem timp nici măcar să ne uităm la telefon să vedem cât este ceasul. Îl folosim doar când avem nevoie sau chiar trebuie ceva făcut urgent. Când plec de la copii, pot să zic că mă detașez de partea de... Deși mă încarc cu bucurie de la ei, nu pot să spun că sunt... Chiar mă bucur că pot să predau. Într-adevăr, bucuria pe care o iau de la acești copii, de la mieluți, o împărtășesc copiilor, celor de la școală. Repede dau o fugă în Saivan să văd cine a mai crescut, care, cum se simte și animalele parcă cunosc. Imediat simt, imediat vin. Și din partea acestei facultăți de științe agricole și protecția mediului. Iar pe partea de litere, pot să spun că am făcut-o tot dintr-o pasiune, pentru că mi-a plăcut foarte mult să citesc. M-am născut la animale, să zic așa, pentru că de când eram micuță, deja mama și tata mă duceau peste tot cu ei, când mai ales vara mergeam la munte, la stână, toată vara îmi petreceam la stână, la munte. Dar nu e greu, în general tinerii sunt. Voi ați ales să faceți asta, nu e greu? Este greu, dar am considerat că este important totuși să facem și ceva la noi. Adică
văd că majoritatea tinerilor încearcă să meargă în străinătate, să-și găsească acolo un loc de muncă. Eu consider că și la noi în țară se mai găsește un loc de muncă. Hai, domnișoară! Hai! Așa! A, ai venit, dar până acum ce ai făcut, ha? De ce n-ai venit? Dacă nu am luat toate greutățile și toate cheltuielile pe care le avem și le-am îngropat oarecum, așa să zic, în sentimentul și satisfacția pe care ne-o dau animalele, când le vedem că sunt sănătoase, zburdă, cum ziceam ei, ar fi, asta este, să zic, lucruri care îmbunătățește situația. Hai să le dăm o dată silos, că le-am băgat o dată și le-am dat și porumb de dimineață, le dăm o dată silos și... Mergem la mulți? Da, după mergem la mulți, așa, am de liniște că acum avem mulți. Călin a terminat și el Facultatea de Științe Agricole, iar acum e masterand. Asta nu îl împiedică să muncească toată ziua la fermă, să fie când pe tractor, când în saivan. Ziua mea începe undeva la ora 6:30. Prima dată trebuie să le dăm de mâncare la toate animalele, asta e responsabilitatea mea și a părinților mei. După care începe mulsul, le mai dăm o dată de mâncare, o grămadă de treabă. Partea cu brânză și produse se ocupă mai mult Maria. Eu mă ocup mai mult de partea de utilaje, munca pe utilaje, tot ce înseamnă cerealele, furajele pe care trebuie să le facem. Tânărul vrea să ducă mai departe tradiția familiei, dar încearcă să se adapteze vremurilor moderne și să dezvolte ferma, să îmbine trecutul cu viitorul și să fie la curent cu tot ce înseamnă tehnologie, ca să-și poată ușura munca. E un pic greu să îmbini asta cu facultatea, cu ferma, cu toată treaba, munca de aici, dar în principiu încercăm să facem față. Am crescut aici, am copilărit aici și în același timp am dezvoltat o dorință și o plăcere pentru ceea ce fac. Într-adevăr, e greu și am văzut puțin și viața de oraș în timpul facultății. Uneori este o viață mai ușoară, dar îmi place ceea ce fac. Pur și simplu, plăcerea de a munci în fermă, de a conduce propriul meu business, pot să zic, asta m-a determinat să rămân aici. Este o viață grea, dar în același timp e plăcută. E multă muncă, foarte multă, dar plăcerea și, cum să vă zic, satisfacția de care ai parte seara, să zic, sau ziua când ești între ele, compensează. Cu bani europeni a reușit să-și ia utilajele de care familia avea absolută nevoie la fermă. Recunoaște că i-a fost greu să-și convingă părinții să țină pasul cu vremurile. Ideea a fost a mea și a fost un pic greu de implementat în familie, fiindcă părinții și surorile mele au avut puțin altă concepție. Oarecum le-a fost și frică de partea cu bănci, cu credite, cu tot ce mai vine la pachet un proiect. Și atunci a trebuit oarecum să intru un pic cu picioarele peste ceea ce... Da, să le implementez oarecum forțat ideea și să conving punctul meu de vedere, dar într-un final au văzut și ei că e o idee bună și m-au susținut foarte mult. Atâta timp cât noi ca tineri
alegem să practicăm oieritul și în același timp să-l dezvoltăm ca un business și să-l gândim ca un agribusiness să fie sustenabil, atunci cred că o să aibă un viitor. Majoritatea, din punctul meu de vedere, și asta e doar o părere proprie și personală, majoritatea fermelor care în momentul de astăzi dau faliment sau pur și simplu se închid, au o problemă de voință și în același timp de organizare. Chiar dacă e o tradiție, oieritul trebuie adaptat la vremurile care vin. Tot ce fac, fac pentru că așa simt, nu pentru că i-ar obliga cineva. Pot să spun că atunci este cea mai mare bucurie, cea mai mare liniște și oarecum toate grijile pe care le avem și pe care viața ni le dă se duc când văd cum se joacă. Aici munca începe de dimineață și se termină seara târziu. Toată treaba se face în familie și nu e loc de răgaz. Da. Ultimul nesc. Exemplar. E cel mai tânăr. Este, da, cel mai tânăr. Este ultimul născut din fermă. Are și un nume? Sau încă nu? Încă nu l-am botezat. Încă nu l-am botezat, dar putem să spunem Molea, că toată ziua doarme. E rostul lor, locul și energia de care au nevoie în fiecare zi și pe care n-au regăsit-o nicăieri în altă parte, ne spun Maria și Călin. Trebuie să avem totuși și dragoste față de ceea ce facem. Nu să facem doar ceva din obligați, de la spate. Trebuie să avem acea atracție față de ceea ce facem. Atâta timp cât ești antrenat în ceva și faci acel lucru, pot să zic că eu am trăit de când mă știu la fermă și cu animale și înconjurată de ele. Și să mă rup așa, nu m-aș vedea. Adică mi s-ar părea o ruptură și o despărțire prea mare pentru mine de ele. Ziua începe la 6-6 jumate și se încheie când dă Dumnezeu, vorba aia. Odată la 9, odată la 12, odată la 1 dimineața. Depinde ce lucrări facem. Dacă sunt, de exemplu, plecat cu tractorul la câmp, câteodată stau până la 1-2 dimineața, poate chiar 3, ca să termin lucrarea în parcela respectivă. Însă mai avem și zile mai bune, ne mai punem și seara pe la 9, la 10. Animalele nu știu niciodată de sărbătoare, nu știu de Paște, nu știu de Crăciun. Trebuie să fim acolo, trebuie să le dăm mâncare, trebuie să le mulgem. Este un sacrificiu. Este un sacrificiu, dar noi nu-l numim așa.
Noi spunem că compensează cu celelalte lucruri bune pe care le avem și pe care le primim din fermă. Am momente în care îmi vine să-mi pun mâinile în cap și să plec. Am momente în care sunt mândru de ceea ce facem noi și poate că realizările pe care le avem noi în fermă și, nu știu, când vedem animalele în starea lor în care sunt sau când vedem organizarea fermei, obiectivele pe care ni le-am îndeplinit, cred că astea ne motivează cel mai tare să continuăm. Aici e ferma noastră, trecutul aici nostru. Trecutul, viitorul, viața noastră. Da. Cum să nu alegi viața la țară? Pentru ei, cea mai frumoasă viață e aici, unde au crescut, între câmpurile astea întinse și dealurile pline de animale. Aici se simt liberi și chiar dacă nu le e mereu ușor, viața are un alt sens și un alt ritm. Așa au crescut și nu se văd trăind în altă parte. Maria și Călin sunt din fericire exemple de urmat. Excepții într-o lume modernă, în care tradiția și valorile se pierd. Și totuși, ei încă mai speră ca viața rurală să mai aibă o șansă, atâta timp cât au ales să rămână aici și să facă ce au învățat de la părinții lor. Toată lumea ne spune lucrul acesta, că ne-am ales ceva care este greu să ducem mai departe, care poate nu o să fie profitabil pe viitor, dar consider că atâta timp cât vrei să faci ceva și îți pui un țel, e imposibil să nu ajungi măcar la jumătate din el, să zic. Dar dacă ajungi la țelul respectiv, bucuria este enormă. Că oricât ne-am pune noi și ne-am opune, spre exemplu, atunci când este ceva, o dorință puternică, eu cred că se și împlinește. Dar oieritul are viitor. Da, din punctul meu de vedere, oieritul chiar are viitor și un viitor frumos, după cum spuneam, atâta timp cât noi tinerii luptăm pentru asta. Deoarece am văzut că foarte puțini mai sunt tinerii care chiar vor să practice oieritul sau să mai rămână în domeniul ăsta agricol. Însă eu sper ca tinerii să revină oarecum la ceea ce au fost părinții lor odată, la oierit. Oieritul nu mai e ce a fost, dar măcar acum, în al 12-lea ceas, ar trebui să fie recunoscut ca parte a patrimoniului cultural și etnografic universal. Federația Oierilor de Munte din România intenționează să propună ca transhumanța să intre în patrimoniul mondial UNESCO. Acestea au fost subiectele pe ale dumneavoastră, le așteptăm pe e-mail sau pe Facebook-ul emisiunii. Dacă aveți o știre pentru noi, vă așteptăm imaginile, pozele și informațiile relevante pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Dacă doriți să revedeți reportajele ediției, intrați acum pe astairomania.canalde.ro. Până săptămâna viitoare, nu uitați că avem o țară, România. Bucurați-vă de ea! Toate bune! La revedere!